când s-au comasat două proiecte și s-a luat ca bază un proiect care în genere nici n-a fost văzut. E vorba de proiectul mix. Pe noi, pe liberali, ne interesează cel mai mult constituționalitatea acestei legi. Și situația politică internă. Este vorba de teritoriul care este ocupat de Federația Rusă și ne-e controlat de către organele constituționale. Aici e cea mai gravă problemă și separatismul care poate să apară urma votului uninominal. Fapt trăit de noi după alegerile din 90, la care am participat și eu pe circumscripție, și atunci când Moscova a pus problema ruperii Republicii Moldova în trei părți, acei care au fost aleși la sud de către satele Găgăuzești și din stânga Nistrului, s-au retras din Parlamentul Republicii Moldova și au susținut, ba din contră, au promovat, au fost primii separatismul în Republica Moldova. Sunt și alte nuanțe, cum se formează circumscripțiile, am și notat niște lucruri aici. Prezentarea cazierului de integritate de către ANI, conform Constituției, are vorba de Constituție, fiecare cetățean este în drept să fie ales să aleagă. În cazul dat, el depinde de certificatul de integritate eliberat de ANI. Nu știu. Cum aici atunci rămâne cu dreptul garantat de Constituție? În Constituție stipulează clar cine nu poate fi candidat și nu poate ajunge deputat, care i s-a lipsit de drepturile civile. Clar, este condamnat, în rest, prezumția nevinovăției și atunci ce facem aici? Limitarea în dreptul alegătorului de a participa la alegeri, întrucât vor fi eliberate certificate pentru drept de vot doar în circunscripția respectivă. Acum, cetățeanul poate fi certificat cu drept de vot din localitatea de la Briceni să voteze în Chișinău sau la facultatea de universitate din Cahul. Acum, numai în circunscripția respectivă, un deputat poate să ajungă, un cetățean poate să ajungă deputat cu 600 de voturi, dacă sunt 30 de candidați sau 20 acolo și fiecare e câte 700, 1000 sau mai puțin de 600. Unul e 599, dar cel mai mult, cum e prevăzut în proiectul nominal, va lua 600. Dar în altă circunscripție, altul va câștiga cu 30.000. Cum atunci? Cum tratăm și cum va fi reprezentarea? Sistemul mixt mai mult se practică în statele cu două camere, parlament bicameral. Noi suntem parlament cu o singură cameră și acolo drepturile sunt diferite la senat și la Camera Deputaților, precum în America Senatul și Congresul. Unii se aleși pe 6 ani, de alții pe 2 ani de zile și acum și ei discut problema asta, că nu este corect. Cum așa? Cel mai important, adică un moment foarte important încă, dacă să vor face circumscripții care vor cuprinde și localități de stânga Nistrului. Cum va face campanie electorală candidatul, dacă ei s-au autoproclamat ca stat? Cum vor participa cetățenii la vot? Un nominal asta trebuie să fie
locul de trai, acolo unde sunt cetățenii. Sunt multe probleme pe care noi așteptăm să le vedem, ca să avem o poziție clară atunci când vom vedea proiectul care s-a luat ca bază și Comisia Juridică este obligată în 5 zile să prezinte un proiect. Având ca bază, sigur, că proiectul mix, care nu l-am văzut și nu-l cunoaștem. Cine se consideră diaspora? Cetățenii pleacă și vin. Acum avem recirculație, dreptul la libera circulație. Se duc, vin. 3 luni acolo, urmă acasă o lună. Cum? Semnăturile pentru un candidat din diaspora și din stânga Nistru pot fi acumulate și în Chișinău. Iarăși nu înțelegem cum pot fi. Adică sunt lucruri care trebuie verificate, clarificate, dar cel mai important, constituționalitatea acestei legi și noi nu vrem, ceea ce am spus la bun început, ca prin această lege noi să legalizăm acest stat autoproclamat, Republica Transnistriană Moldovenească, format de către Federația Rusă, pentru a ne încurca să mergem pe drumul nostru național și european.